Bun găsit, dragi români, și la mulți ani de ziua noastră! Suntem într-o zi excepțional de importantă pentru marea majoritate dintre noi. Ne aducem aminte prea rar de acest lucru, din nefericire. Și ăsta este motivul, aducerea asta aminte prea rară, este motivul pentru care astăzi celebrăm live din Transilvania, din inima Transilvaniei, Ziua Națională, într-un mod autentic românesc. Acum se aude probabil ceva zgomot de fond. Suntem într-o gospodărie unde lucrăm pe mai multe ateliere. Eu sunt mai ferit. Eu sunt în livingul casei prietenilor noștri aici. Am un geam mare în față, de unde pot să monitorizez absolut toate activitățile, dar n-am putut să stau alături de ei pentru că se interferau toate zgomotele specifice despre care o să vă vorbesc imediat. Dar pe acest geam îi văd pe invitații mei, îl văd pe tânărul patron care se va pregăti imediat să vă arate niște imagini celor care ne urmăriți live și video. Altfel o să vă explic că este un decor de bazm, undeva la marginea Dejului. Dejul este un municipiu important din județul Cluj. Județul Cluj este județul unde ne-am născut noi, o parte din familia Gușă, partea masculină din familia Gușă. Eu și fiul meu suntem născuți în județul Cluj. Soția mea este născută în Sibiu, iar fiica noastră este născută în București. Da, și este tot ardeleancă, să nu cumva să fac greșeală să spun că nu e ardeleancă, că după aia îmi curc. Pe Valea Codorului, așa îi zice aici, un loc minunat, suntem în fața unui deal care parcă se prăvălește peste noi, o să-l vedeți mai târziu în imagini, dar și e ca un zid de apărare, așa funcționează. Ați tot ascultat în zilele astea și astăzi probabil fel de fel de declarații legate de România. Declarații de dragoste, declarații de dependență. Să dea Dumnezeu să fie cât mai multe sau respectiv declarațiile celor care se întrec astăzi în a vorbi să fie foarte sincere și de durată. Avem o țară pe care o admirăm, dar nu o prețuim. Avem o țară în care trăim, dar pe care nu o întreținem. Avem o țară cu oameni frumoși, dar puțini dintre acești oameni sunt și serioși. Prea puțini, din păcate. Avem o țară plină de bogății, dar pe care nu știm să le exploatăm și nu le exploatăm. Avem o țară râvnită de alții pe care nu știm să o apărăm, sau am renunțat să o apărăm, sau am uitat că trebuie să o apărăm, așa cum ne-au învățat alții. În țara asta noi trăim și programul de astăzi al Gold FM, ca de altfel toate programele, dar în special cel de astăzi, este dedicat, dacă vreți, bucuriei și de a fi român, partea cu mândria și a plăcerii, a bucuriei și a plăcerii de a fi român. Partea cu mândria, spun mereu că nu trebuie să o spunem prea mult, pentru că trebuie să luptăm pentru această mândrie de a fi român, ne-am cam pierdut-o. Vă spun la mulți ani, măi români goldiști, tuturor celor din diaspora, că voi săracii sunteți cei mai năcăjiți dintre noi din punct de vedere al depărtării de țară. Ne gândim și mă gândesc cu mult drag la voi, cei care ați plecat ca să vă câștigați banii, dar mai ales demnitatea în alte părți, să vă folosiți expertiza în această direcție. Am o mare admirație pentru cei care și-au luat soarta în mâini și tânjesc de dorul României de acolo de departe.
Îi salut și pe cei din toate județele României care sunt alături de noi, chiar dacă noi emitem pe Eter doar în București și încă în 10 județe din jurul Bucureștiului, cam așa prindem noi emisia. Sunt oameni din toate județele care ne ascultă pe internet, pe Gold TV, pe Facebook, pe radiogoldfm.ro, pe satelit în toată țara, lucru care mă bucură. Am văzut că avem și ascultători și telespectatori din Dej. Vă salutăm pe cei din Dej. Deci voi știți cu precizie unde este Valea Codorului. Iar familia prietenilor noștri, familia care ne găzduiește, prieten vechi de peste 25 de ani, este celebra familie Zanc. O familie numeroasă, solidă, o familie de români, gospodari și patrioți și harniși pe deasupra. O să vedeți de ce zic asta, pentru că vom intra imediat în dialog. Înainte de a intra în dialog, hai să vă spun câteva repere legate de ziua de astăzi, deși probabil că vă este plin capul de fel de fel de date. Ziua de 1 decembrie, însă, are mai multe semnificații și vreau să legați aceste semnificații de semnificația principală a faptului că Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, în ziua de 1 decembrie, a proclamat unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu regatul României. De atunci suntem o țară unitară și sper să fim cât mai mult timp, vremurile sunt complicate. Însă, în aceeași zi, să știți că în 1640 Portugalia și-a câștigat independența față de Spania. Nu este puțin lucru. De aceea le spunem la mulți ani și portughezilor. Orașul Washington, tot pe 1 decembrie, dar la 1800, a fost proclamat ca fiind capitala Statelor Unite ale Americii. Iarăși un lucru de relevat în acest moment. Pe 1 decembrie și tot la 1918, frații noștri din Serbia, Muntenegru, Macedonia, Slovenia, Croația, Dalmația, Voivodina, Bosnia și Herțegovina s-au unit în ceea ce va fi mai târziu Iugoslavia, în regatul sârbilor, croaților și slovenilor. Așa s-a numit la început, iar după aceea, sigur, a devenit Iugoslavia. Deci, la acest 1 decembrie, sunt mai multe lucruri relevante și pentru alte națiuni. Lăurăm și lor la mulți ani și, bineînțeles, Washingtonul, nu? Capitala șefilor noștri, a fost proclamată ca fiind capitală tot în această zi. Cine se aniversează? Asta vă spun, eu nu citesc în calendar. În 1995, la mulți ani Pro TV, pe 1 decembrie, a început să emită și astăzi este postul numărul 1 din România. Bravo Adrian Sârbu și celorlalți care au lucrat acolo, inclusiv Andrei Esca, care încă mai lucrează și care a fost cea mai consolidată vedetă mass media din istoria televiziunii românești. L-a depășit în longevitate pe faimoasele, frumoasele, distinsele prezentatoare în frunte cu Delia Budeanu. Doamna Delia Budeanu, la mulți ani și dumneavoastră, știu că sunteți o ascultătoare fidelă a Gold FM. Am văzut niște poze cu nepoțelul noastră, foarte frumos, să vă trăiască. Pe data de 1 decembrie au avut norocul să se nască Johnny Răducanu, care a murit săracul, un mare jazzist, supranumit Domnul Jazz din România. El a murit în 2011, s-a născut în 1931, în această zi. Woody Allen, marele regizor și actor american, 1935, de ziua noastră națională. Marele handbalist, Ghiță Licu, în 1945. Dar și Pablo Escobar, o să râdeți, marele traficant de droguri, liderul cartelului de la Medellin, în 1949. Celor care se sărbătoresc astăzi le spun la mulți ani de două ori, o dată de ziua națională și o dată de ziua lor de naștere. Ăștia vor petrece, fraților, mai mult decât noi
toți. Suntem la Deja Sadar, mai fac încă o dată acest anunț. Dacă tânărul patron este pe fază, l-aș ruga să ne arate câteva imagini din atelierele noastre de lucru în timp ce eu vă prezint sumarul. De ce? Păi, pe fondul acestor imagini pe care sper să ni le arate din acest moment începând, vă spun că avem de discutat despre laptele românesc. Prietenul meu care e gazda noastră de astăzi și cu care o să discut imediat, este cel mai important procesator de lapte, de oaie, de vacă, de bivoliță, de aici, din Transilvania. Și el o să ne povestească, sigur, și amintiri de 1 decembrie, dar în primul rând o să ne povestească de ce sunt atât de bune produsele din lapte românesc și de ce ar trebui să le preferăm altora, ce le face diferite și de ce nu doar românii, dar și străinii au început să alerge după produse autentice românești, pe care o să vi le prezentăm imediat. Pentru cei care ne urmăriți și video, ele sunt în imagini, dar la momentul în care vom discuta o să ni le și descrie. Un alt atelier de lucru în transmisiunea noastră de astăzi este tranșarea, procesarea, prepararea unui purcel românesc. Nu știu cum îl cheamă. Am fost prezent de dimineață la tranșarea lui. Avem niște măcelari extraordinari care sunt rude cu gazda noastră aici în Dej și în Transilvania. În general, evenimentele astea se administrează în familie. Un văr are porcul, altul este bun măcelar, altul este bun preparator. Și pe parcurs, vedeți acum în imagine, sunt arătate picioarele porcului. A fost un purcel de vreo 250 de kg, adică a fost un porcoi, cum ar veni unul mare. Iar pe parcurs o să discutăm cu măcelarii despre felul în care se prepară în Transilvania. O să vedeți niște rețete, o să le auziți. Despre felul în care se prepară în Transilvania aceste produse, de le fac atât de râvnite. În imagini vedeți acum tot mixul ăla, facem vreo 50 de kilograme de cârnați, ca să știți atât de mare a fost porcul. Atâta iese. Da, suntem și mulți aici. În imagini, la un moment dat, l-ați zărit și pe cel mai mare antrenor de judo al României din toate timpurile, pe Florin Bercean, care este din Suceag, de lângă Cluj, e tot clujanda nostru. Și Florin o să ne povestească de 1 decembrie ce înseamnă să fii român, să ți se cânte imnul, să iei medalia de aur la Olimpiadă cu sportivii tăi și ce înseamnă să duci o viață sub drapel în slujba României. În fine, dar nu în ultimul rând, vedeți ce frumos este în spate, vedeți dealul despre care vă spuneam, el ne străjuiește, da? Mai vin animăluțele din când în când, nu intră în curte pentru că avem și un cățel, nu-l vedeți în imagine aici, un labrador excepțional, Sophie, o labradoriță foarte cuminte și foarte deșteaptă. Așa e într-o gospodărie de români, există și câini. Mai de mult erau și câini de pază, dar acum nu mai e nevoie, că nu prea mai sunt hoți, sunt camere de supraveghere. Aia nu este o cabină telefonică, tinere patron, știu că asta vrei să sugerez, seamănă cu o cabină telefonică britanică, dar nu e. O să-l întreb pe Călin la ce servește. Și în fine, ultimul atelier unde aștept să ajungă tânărul patron, dar vă fac prezentarea dinainte, doamnelor, că asta o să vă intereseze foarte mult, este atelierul... ia uite-o pe Sophie, ați văzut-o în imagine, cei care vă uitați. Este atelierul unde se prepară mâncarea, vedeți și o sobă cu lemne acolo, le vedeți și pe gazdele noastre de astăzi, gospodinele care sunt de fapt mamă și fică, Emma Zanc, fica Ofeliei, pe care o vedeți în imagini, și a lui Călin Zanc, o domnișoară foarte drăguță. Iar ele o să ne vorbească la un moment dat despre felul în care prepară ceea ce o să mâncăm noi în această după-amiază, după ce încheie emisiunea. E totul din
porcul preparat astăzi ce vedeți acolo, dar, foarte important, cum se prepară pâinea de casă pe care o avem deja în cuptor, la copt. Și o să vedeți cuptorul imediat, dar și cozonacii de casă. Le-au făcut mai repede fetele aceste produse, de obicei le fac în preajma Crăciunului, dar acum le-au făcut mai repede pentru ca să vă împărtășească și imaginile, aromele n-aveți cum, și imaginile produselor pe care o să le auziți modul de preparare. Suntem practic în acest dispozitiv. Dacă vă place, sunteți bineveniți să le spuneți și altora să ne urmărească. În acest moment, pentru că 1 decembrie este și cu muzică, înainte de discuția mea cu Călin Zanc, unde o să vedeți, repet, de ce aceste produse lactate românești sunt atât de căutate în întreaga lume și cum se prepară ele și care este diferența, îmi face mare plăcere să o pun în undă, cum se spune, pe marea doamnă a muzicii populare românești, pe care o admir și o iubesc de atâta timp și de-a cărei prietenie mă bucur iarăși de foarte mult timp, doamna Veta Biriș, cu o melodie de muzică populară, așa cum v-a delectat astăzi Gold FM-ul, Măi Române, Românaș. Ascultați-o pe Veta Biriș, la mulți ani români, ne întoarcem în 2 minute. La mulți ani români, la mulți ani România, de la Dej, de pe Valea Codorului, din inima Transilvaniei, pentru toți goldiștii care preferă astăzi să ne urmărească și să audă povești despre România, despre 1 decembrie, despre produse românești, despre întâmplările prin care am trecut fiecare dintre noi în viață. Intru în legătură directă, deși e la 3 metri distanță de mine, dar suntem în studiouri diferite. La mulți ani, Călin Zanc, mulțumim mult de găzduire! La mulți ani, Cosmin, și la mulți ani tuturor ascultătorilor Gold FM și la mulți ani tuturor românilor de 1 decembrie, așa cum ai spus, atât pentru sărbătoarea națională, cât și pentru faptul că sunt și cei născuți în 1 decembrie. Noi vă mulțumim! De câți ani ne cunoaștem? Să fie 25? Aproape 25, nu? Da, sunt peste 25 de ani, cred. Tot la un porc ne-am cunoscut, la Cluj. La teatru porc la Cluj, dacă bine mi-amintesc. Da. Prieten de la Câmpia Turzii, Dumnezeu să-l ierte, pe Tibi Rostaș. Acolo ne-am cunoscut și am făcut tot așa un porc și o sărbătoare de... Cred că tot în preajma sărbătorilor de Crăciun era când Antena 1 a sărbătorit lansarea la Cluj. Acum trebuie să spun că cel care ne-a adus mai aproape este un prieten comun al nostru, care e prin Spania la momentul ăsta, care este și nașul vostru de cununie. Mă refer la un mare prieten al românilor, Aurel Tămaș. Aurel Tămaș este cel pe care l-am cunoscut cu puțin, vreo 2-3 ani înainte de a-l cunoaște pe Călin Zanc. Aurel Tămaș, un român de ispravă, un mare rapsod, iubit de către români și sigur admirat inclusiv de către finul său, Călin Zanc. Auzi? Așa e. Nu știu dacă mi-ai povestit vreodată. Hai să acordăm 2 minute și lui Aurel, că, după cum am zis, e un mare român. Cum a ajuns Aurel Tămaș să fie nașul vostru de cununie, al tău și al Ofeliei? Erați în relații de rudenie, de prietenie? Nu știu cum. Nașul Aurel Tămaș a fost coleg de armată cu Ambrozie, cu fratele meu mai mare. Pe care o să-l auzi imediat în emisiune. Au cântat la nunta lui Ambrozie, după care
Nașa Marieta, a fost colegă de ansamblu cu Ofelia, de ansamblu de dansuri populare, și acolo, de acolo a venit propunerea de a fi Nenaș. Îl mai cunoșteam și eu din partea lui Ambroze și atunci, sigur că da, cu mare plăcere l-am invitat de Naș și până astăzi este un bun Naș și ne înțelegem asta foarte bine. Să te... Ești mulțumit de Naș? Bineînțeles, foarte mulțumit. Mai intervine din când în când, mai vine din când în când, intervine între tine și Ofelia, mai... Cum fac nașii? Mai vă împacă sau voi nu vă certați tu cu Ofelia? Nu-i cazul să vină Aurel să vă împace? Nu-i cazul să vină Aurel, că noi suntem tot timpul bine, nu ne certăm. Învățat nașii. Da. Corect. Ne pare rău. În mod normal, prieteni, dacă ar fi fost în România, era și Aurel Tămaș cu noi, după cum a zis Călin, acum 25 de ani. Tot așa am tăiat porcul împreună și s-a întâmplat de multe ori asta în această formație. Înainte să discutăm despre produsele românești, produsele pe care tu le faci, aș vrea să te întreb, ziua asta de 1 decembrie, dacă ar fi să o compari cu ce simțeai și cum simțeai în adolescență, înainte de 1989, noi suntem chiar în casa ta părintească, tu în această casă, sigur, modificată acum, ai crescut, părinții tăi niște oameni admirabili, tatăl tău, un om nemaipomenit, pe el l-am cunoscut, s-a prăpădit săracul în acest an, dar un om extraordinar și s-a dus într-un fel lin, nu vreau să te impresionez deloc acum, așa cum merită un om de treabă și un român adevărat, Zang Senior, cum îi spuneam eu, era un mare fan al meu, prieteni, și acum de când îmbătrânise s-a uitat toată ziua la televizor să mă vadă prin fel de fel de evoluții ca să poată să-mi facă un rezumat în momentul în care s-ar fi întâlnit cu mine și se întâlnea. Am văzut că vrei să-l inviți pe Ambrozie, dar îl invităm imediat să avem o discuție cu el. L-ai chemat să audă că am vorbit despre tatăl vostru, voi sunteți niște, și ați dovedit, și ați fost niște fii extraordinari, așa cum sunt românii de treabă. Bun, dar nu vreau să te impresionez. Vreau însă să te rog să faci o comparație între ce făceai și ce simțeai înainte de 1989, când sărbătoreai Ziua Națională, sau cum o sărbătoreați aici, ca să vedem dacă se regăsesc și alți români, cu ceea ce simți că se întâmplă acum, ce te mulțumește și ce te nemulțumește de Ziua Națională? Păi pot să spun că înainte o sărbătoream cumva mult mai cu patimă și cu drag, pentru că tot timpul aveam sentimentul ăsta de români, că suntem, eram mai uniți parcă înainte și eram mult mai atenți la zilele naționale, la zilele care se sărbători, dacă îi să vorbim așa. Acum simt așa o departajare, un fel de... Răceală. Răceală, da, dacă putem spune așa. Înainte arboram drapelele ca și cum le arborăm unii și acum, o parte din noi, că acum mai nou le arborează primăria peste tot, dar nu este o sărbătoare decât mai mult, din punctul meu de vedere, o devenit una politică, și una de faimă, așa, mă duc să mă vadă cineva că sărbătoresc de 1 decembrie cu drapelul pe piept. Dar ca sentiment n-am mai simțit unitatea pe care românii o aveam înainte de 89 și după 89 o perioadă să spunem că exista, pentru că era sentimentul acela, suntem liberi și putem să fim altfel. Acum, din ce în ce mai mult, simt că se îndepărtează cumva lumea de partea asta de sărbătoare națională. Probabil românii sunt nemulțumiți de unele lucruri și se răzbună, din păcate, chiar pe ce nu trebuie. A simțit și a trăit românești în momentul în care trebuie. Ai dreptate. Tu ai beneficiu că circul mult și în străinătate, te întâlnești cu românii de acolo, ai magazine deschise inclusiv la Bruxelles. Circul la București, acum o faci cu avionul pentru că
extrem de dificil să ajungi. Am văzut de ieri ce înseamnă să vii cu mașina de la Cornul până la Dej. A fost foarte complicat, a fost și aglomerația asta. Dar te întâlnești foarte mult și cu oamenii din mediul rural, cu țăranii, cum zic eu, în sensul frumos al cuvântului țăran, pentru că de acolo colectezi laptele, laptele de bivoliță, laptele de vacă, laptele de oaie, din mai multe județe din Transilvania. Aș vrea să le spui acum, de 1 decembrie, dacă, apropo de simțirea asta românească, există diferențieri pe care le-ai văzut între oamenii de la țară, oamenii de la oraș, respectiv românii din diaspora cu care te-ai întâlnit sau cu care lucrezi, pentru că tu, repet, te duci foarte des în toate cele trei locuri. Și în ce zonă crezi că sunt mai valorizate patriotismul, dragostea de țară, la țară, la oraș sau în diaspora? Pentru că, repet, ești, cred că, singurul meu prieten care face tura asta foarte des. Tu, practic, o dată pe lună faci tura asta întregime, te duci și în diaspora, te duci și în marile orașe și te duci și la țară. Dacă mă gândesc bine, cred că cel mai mult diaspora ține de partea asta de a sărbători mai altfel decât sărbătorim noi românii și de a consuma mai mult produse românești. Le caută efectiv și se duc acolo unde le găsesc, în magazinele care sunt românești în diaspora, în mai multe țări, în Belgia, în Olanda, în Italia, în Germania, în Austria, deci în Anglia. Aceste produse sunt căutate, cred că tocmai prin sentimentul ăsta de a-și aminti, de a se aduce înapoi, cum ai spus tu. Dorul de țară. Dorul de țară. Și aici trăiesc, eu zic că cei din diaspora trăiesc și simt mai mult decât noi, pentru că prin dorul ăsta de țară și sărbătorirea acestor sărbători naționale, ei își amintesc de sentimentul ăsta național, unde ar vrea tot timpul să se întoarcă. Sigur că eu cred că atunci când vor avea, unii zic că n-au la ce să se întoarcă din anumite puncte de vedere, dar când ei vor avea la ce să se întoarcă, mulți vor veni înapoi în țară, dacă vor avea la ce să se întoarcă. Și partea cealaltă de la țară, bineînțeles, și ei trăiesc un pic altfel sentimentul ăsta de sărbătoare naționale și de sărbători creștine. Sărbători care acum... Să mai îmbracă în costum național, Căline, oamenii la țară, de ziua națională sau doar de sărbătorile creștine? O parte dintre ei se mai îmbracă. Mai nou, cei tineri scot hainele bunicilor și părinților din lăzile cu zestre și dacă odată nu le băgau în seamă și nu-i mai interesau, acum le caută și le cumpără și le au o mare grijă de ele ca și de ceva sfânt, adică am moștenit ceva de la părinți. Mai nou am văzut că cei tineri poartă mult mai des decât se făcea înainte. Asta și la țară și la oraș. Și la oraș se poartă de sărbătoarea națională costume, căciuli, tricolor. Dintre județele, acum tu circuli practic de la Sibiu, Alba, Cluj, Mureș, Bistrița, Bihor, Sălaj, Satu Mare, cam astea sunt județele unde tu ai, Maramureș, unde ai rețeaua de colectare. Dacă ar fi să faci un clasament așa ad hoc, în care dintre aceste județe, în mediul rural vorbesc, crezi că se ține tradiția cel mai tare, cel mai bine, cel mai românește? În județul Maramureș, clar. Avem acolo oameni cu care suntem de peste 14 ani în colaborare și oricând și oriunde am făcut o sărbătoare sau o expoziție de animale sau alte lucruri pe care le-am făcut cu asociația noastră a crescătorilor de bivol în Transilvania, întotdeauna cei din Maramureș au fost prezenți îmbrăcați în costume tradiționale, cu orchestra lor, cu taragoata lor, cu tot alaiul pe care ei îl aduc.
și ei sunt deocamdată cei ce păstrează, din punctul meu de vedere, în jurul Dejului, cum ai spus, în cele 5 județe, ei sunt cei mai autentici și mai păstrători al tradițiilor. Gata, maramureșenii, oșenii au luat locul întâi din punct de vedere al păstrării tradițiilor și eu cred tot la fel, nu știu ca tine, dar așa din cât mi-ați mai povestit voi sau din când m-am dus eu, i-am văzut foarte mândri de portul ăsta și foarte îngrijiți. Aș vrea să vorbim acum de domeniul unde ai ajuns să te pricepi, că nu te-ai priceput de la început, ai făcut multe. Printre altele, vă spun în paranteză, prieteni, că acum 21 de ani, domnul Călin Zanca aici de față era coordonatorul prefecților din România. El lucra cu mine la PSD, la sediu central, și el se ocupa de coordonarea politică a prefecților. Prefectul atunci era o chestie tare și erau cam toți prefecții din România de la PSD. Era și el foarte tânăr atunci, avea 33-34 de ani și vă dați seama, a intrat în contact cu fel de fel de balauri politici. În vremea aia nu credea că o să ajungă în agricultură sau în zootehnie sau în procesare. Și acum aș vrea să ne povestești puțin despre cum ai ajuns tu să produci ceea ce produci, adică produse lactate românești, someșene, cum le ziceți voi. Un nume excepțional, nu facem reclamă, dar numele ăsta, brandul vostru, Țarina, e o chestie senzațională. E un nume și cu mare rezonanță românească, dar și foarte merge la suflet. Știi, așa, când zici Țarina, zici ceva românesc. Mi-a plăcut foarte mult când ați ales numele ăsta. Sigur că m-ai și întrebat atunci, din mai multe variante, dar mi-a plăcut foarte mult. Spune-ne, te rog, cum te-ai gândit că e o soluție de viață sau de afaceri? Treaba asta, nu erau foarte mulți care să se înghesuie în perioada aia, erau mari procesatori, veniseră deja brandurile străine în România, iar tu și fratele tău, Ambrozie, v-ați gândit că puteți răzbi cu o afacere românească din produse românești, cu produsul finit românesc. Păi, da, o poveste interesantă. Eu, de fapt, nefiind în domeniu, fratele meu a fost inginer zootehnist și el știa bine cu animalele, îi plăcea foarte mult. Eu, când am venit de la București, făceam consultanță în agricultură, era vremea SAPARD-ului și altor proiecte europene. Am învățat odată cu cei din administrația județeană și centrale să facem SAPARD. Și am fost consultant la o mare companie românească în domeniul laptelui la vremea respectivă. După care, din consultanță, am trecut la colectare de lapte și la privat. Și ușor, ușor ne-am dat seama că ar fi un domeniu bun. Sigur, la vremea respectivă nu mă gândeam că va fi atât de greu și atât de complicat să-ți creezi un brand și să o iei de la 0-0 și să te bați cu marile companii multinaționale care au cumpărat toate brandurile de renume din țară și le folosesc cu mare succes financiar și succese financiare. Și am început prin colectarea de lapte din județele din jurul nostru și de aceea am și pus firmei numele Lactate. Era cineva care făcea treaba aia până atunci sau oamenii pur și simplu n-aveau cui să vândă laptele, erau în dificultate? Era, dar trebuie să spun că au fost ani grei în care laptele practic nu a avut preț și în momentul în care au dispărut foarte multe animale din gospodăriile de subzistență, din gospodăriile din județele limitrofe Dejului. Și atunci, cumva, când am venit noi și am intrat în acest domeniu de colectare de lapte, a fost greu pentru noi, pentru că era laptele la un preț scăzut, dar, pe de altă parte, am avut și un sprijin din partea oamenilor, din partea crescătorilor de subzistență, care vreau să țină animalele, dar nu aveau la vremea respectivă în unele zone cui să dea laptele. Am venit cu o altă organizare, cu alte lucruri, care i-au încurajat și
cât de cât pot să spun că până astăzi, pe zonele pe care noi colectăm, s-au păstrat cel puțin 70% din, 60-70% din efectivul de animale. Moment în care, și acum este foarte greu, acum mai nou s-au votat, cum ai auzit și cum am discutat, legea laptelui, care într-un fel ne avantajează pe noi procesatorii mici, mijlocii, și pe cei mai până la urmă, dar pe noi cei mici și mijlocii autentici, care colectăm laptele din zonă, din zonele românești, că indiferent de unde din țară colectez, este același lucru, ne avantajează într-un fel, pentru că cei care vor consuma produsele vor ști exact ce produse vor consuma și se vor delimita după calitate și după ceea ce conțin produsele respective. Cumpărătorul va ști de unde cumpără, de unde e laptele, dacă e de la Valea Groșilor sau dacă e de la Libotin sau dacă e în Groșii Țibleșului sau va ști că e din zona Maramureșului. Tot se va putea verifica pe etichetă. Bun. Aș vrea să spun că și eu, dar mă rog, și alții, probabil marea majoritate dintre cei care ne ascultă, da, se veselește lumea acolo, de-abia așteaptă să ne povestească despre cum se face cârnațul. Sigur că la cârnați, prieteni, înainte de a se face cârnațul sau caltaboșii, se mai gustă un pahar de pălincă sau un pahar de vin roșu. Noi deocamdată facem emisiune, nu putem, dar o să ajungem din urmă imediat după ce terminăm cu emisiunea. Da. Aia, mai auziți glume, să mai spun bancuri, să mai spun chestii de ochiate. Tânărul patron este acolo, trage cu urechea, nu că n-ar ști, că e de mult în sat. Dar, deci, Călin, și eu știu, acum știu și datorită produselor voastre pe care le consum cu plăcere de mai mulți ani, cât de mare este diferența calitativă între ceea ce găsim pe toate rafturile supermarketurilor și ceea ce producători ca tine și alții, ca să dăm și altora acest beneficiu, producători cinstiți, producători care respectă rețeta, adică diferența e de la cer la pământ. De-aia se caută produsele românești și de-aia legea asta care a venit și luptă împotriva produselor contrafăcute, care doar se cheamă românești, dar nu sunt românești, face ordine. Pentru început te-aș întreba, apropo de produsele tale pe care le-am arătat și la început, o să le vedem imediat din nou, când se va diferenția pe raft, pe două rafturi, între produse românești autentice, cum sunt ale voastre, și produsele alealte, cu aditivi, cu îmbunătățiri, cum s-ar zice, cam care e proporția? Din 100%, cât la sută o să avem produse românești autentice făcute după rețetă, care respectă legea, sunt naturale, și cât la sută o să fie restul produselor, nu trebuie să dăm niciun nume acum, adică cât de mare o să fie rafturile astea, cu contrafăcutele? Acum, nu neapărat contrafăcute, dar sunt anumite lucruri și anumiți aditivi care se pun în lapte și mai contează foarte mult de unde vine laptele. Dacă este un lapte industrial făcut în ferme mari sau dacă este un lapte de la colectat din zonele, cum ți-am spus, din care colectăm noi, din gospodăriile private, unde vaca mănâncă practic natural fauna și flora pe care o găsește în zona respectivă. Dar dacă mă întreb de proporție, mai mult cantitativă va fi decât altfel, deci va fi undeva, nu știu dacă va depăși 50% produse din lapte. Acum că cât de naturale sau cât de bine făcute și cât după ce rețetă sunt făcute, asta va fi o altă diferențiere pe care o poate... Deci, în primul rând, să zicem, hai să fim, că 1 decembrie ziua noastră națională. Dă-me, cam 50% vorbesc vor fi clar din lapte. Din lapte românesc vorbesc. Asta spun. Cam 50% vor fi din lapte românesc, adică lapte proaspăt, eventual luat din gospodării, de care suntem siguri, verificat. Iar restul vor fi din altfel de lapte, zicem lapte străin sau de altă natură. Păi, în general, cam 30% din laptele care se procesează în România vine din alte țări, din Polonia, din Ungaria, din Bulgaria, din alte țări. Deci este tot lapte și după aia vine partea de rețetă. Ce se pune în rețeta din care se face produsul respectiv? La apropo de rețetă,
Spune-ne, te rog, în final, că vreau neapărat să învețe ceva cei care ne urmăresc astăzi. Ce diferențiază produsele naturale lactate românești de celelalte? Care e rețeta? Adică ce faceți voi și alții nu fac? Sau ce nu faceți voi față de ce fac alții și vă asigură această naturalețe a produselor? Rețeta, în general, rețetele sunt unice. Erau stasurile înainte, după care nu puteai să faci un produs dacă nu respectai stasul. Odată cu intrarea în Comunitatea Europeană, am renunțat la stasuri, ceea ce nu-i foarte bine, pentru că în stas se spunea, numai așa poți, altfel n-ai voie, știi? Acum, de exemplu, poți și altfel. Poți să-i spui brânză telemea la 50 de feluri de tipuri de rețete de brânză care îi telemea. Dar gustul este total diferit. Pe noi ne diferențiază, la noi e simplu. Noi producem industrial, dar producem natural cum se producea odată, nu știu, de exemplu, brânza telemea la stână, da? Îi lapte, îi cheag, îi cultură, da? Îi sare și apă. Atât. Dar, să nu uităm, de exemplu, la laptele de oaie, laptele vine doar de la oile, de la turmele de oi care există tot așa în jurul, în județele limitrofe. Și dacă te gândești, în cele 4 luni de producție de lapte de oaie, mai, iunie, iulie și o parte din august, oile respective mănâncă doar pe câmp. Ce mănâncă aia? Da, adică totul natural, 100% natural, fără niciun fel de alte adaosuri și alte lucruri. La fel pentru laptele de bivoliță, la fel pentru laptele de vacă. Deci, practic, își păstrează naturalețea a ceea ce mănâncă ele de pe pajiștele, de pe câmpurile și de pe coșumile pe care le au în zonele respective. În rest, doar atâta facem. Ne-am industrializat într-un fel că facem o cantitate mai mare, nu foarte mare, dar mare. Cam cât? Dar, practic, nu am renunțat la a lucra cu rețetele tradiționale și a pune ce scrie în rețetele respective. Unde se strică treaba, Călin? Cei care vor să producă mult, ce fac de ajung să producă și prost? Că, a fost păcate, da. A fost forțați, dacă mă întreb pe mine, la un moment dat, de multinaționale și de concurență la vremea respectivă, că la un moment dat era prea mult lapte. Era mai mult lapte pe piață decât de la cererea, că se aducea foarte mult din străinătate produs finit. Și în momentul de fapt, ei au trebuit să găsească o soluție. Produce mult și ieftin, și atunci, ca să produci mult și ieftin, trebuie să faci ceva. Să renunți la niște lucruri, în primul rând, la calitate. Adică produci ieftin, dar vinzi scump, rămâi cu profit mare, calitatea este slabă. Ieftin, vinzi ieftin, vorbesc de producător, de procesator. A, procesator, da, da, da. El a fost forțat de cei din multinaționale care vând grosul, de fapt, din producția internet, să producă mai ieftin. Le spunea, eu îți dau prețul respectiv pe un kilogram de brânză sau de smântână sau de iaurt, dar el, ca să producă în prețul respectiv, trebuia să facă ceva, ca să iasă în prețul ăla, altfel dădea faliment. Că mulți au dat, de fapt, practic, au dat și mulți. Pentru că calitate slabă, calitate proastă, până la urmă faliment. Ei, foarte greu e să rezisti pe piața respectivă, m-am rezistat noi până acum, să-ți faci... De câte ori, auzi, spune-ne sincer, de câte ori în mintea ta, că probabil n-ai împărtășit cu altcineva, în anii ăștia care au trecut mulți, 10-12 ani de când sunteți în afacerea asta, de câte ori ai simțit că ai putea să dai faliment tu ca producător, acum ești mai mare, ai crescut, mă rog, dar când erai așa mai mijlocaș, mai mic la început, sau chiar pe parcurs, de câte ori ai simțit că ai putea da faliment? Păi, au fost vreo 5 ani la rând în care an de an ne scoteam foarte greu din anumită zonă. Te pregăteai să produci ceva, toată lumea venea dacă produci, de exemplu, produsul X, cu siguranță vei da lovitura. Făceai toate investițiile, tot când să produci produsul X, nu ți-l cumpăra nimeni. Și atunci erau niște lucruri grele de suportat la vremea respectivă, dar până la urmă am reușit. V-a ajutat Dumnezeu. V-a ajutat Dumnezeu, eu vă felicit și uitați, ați ajuns la nivelul în care produsele voastre sunt în și disponibile și pe piețele europene. Doar cei care nu știu cât de greu e să te bați cu multinaționale în orice domeniu,
nu pot să-și închipuie practic cât de mare e performanța voastră. Căline, îți mulțumesc foarte mult pentru ce ne-ai împărtășit. Mulțumesc și eu și hai să mergem înainte să vedem ce mai face porcul, să vedem ce mai fac. Da, dar să știi că pentru mine a fost foarte interesantă discuția, cred că și pentru cei care ne-au urmărit, de la specificul ăsta de comportament și consum până la produsele pe care voi le faceți alături de voi încă câteva mii de producători mai mici sau mijlocii care o duc greu, săracii. Și da. De 1 decembrie trebuie să ne gândim la ei, pentru că fiecare are pe lângă ei, tu ai câteva zeci de oameni. Eu de asta mă bucur, Cosmin, pentru că și sunt foarte bucuros pentru că l-am avut pe fratele meu lângă mine tot timpul, care atunci când nu mai puteam eu prelua, știi? Și când nu putea, îl preluam eu și a fost extraordinar. Cred că dacă eram cu un asociat, cu un străin, nu continuam și abandonam de mult acest business. Și sunt bucuros în același timp că ți-am spus, avem peste 2200 de producători din județul. Asta am vrut să spun. Care mă bucur că pot să fac ceva pentru ei și ei pentru mine la rândul lor, că nu pot trăi eu fără ei sau ei fără mine. Adică suntem cumva împreună și asta e foarte important, să pot să mai menții un pic oamenii ăștia, să le dai curaj să meargă înainte, să nu renunțe la tradiții și la a crește și a avea gospodării proprii. Pentru că, uite, până la urmă, ușor, ușor, au dispărut foarte multe efective din toate animalele. Și vaci, și oi, și porci, și tot ce vrei. În special partea de bovine, de vaci, au dispărut în ultimii ani milioane față de cum aveam înainte. Mă bucur că ai spus și numărul, deci peste 2200 de producători lucrează împreună cu fabrica fraților Zanc. Vă dați seama câte familii sunt în jur, nu mai vorbesc de angajații direcți. Și am un gând bun către toți producătorii români din toate familiile, cei care au avut familii de producători, cei care au avut curajul, drăzenia să rămână pe piață, să țină specificul ăsta, nu doar în agricultură, și în alte locuri. Din păcate, mult prea puțin față de cât s-ar putea să, de cât s-am avea nevoie, dar mă bucur că am putut să facem această discuție, sigur, care va fi pigmentată și cu ce ai zis tu, cu consumul, cu rețetele. O să ne mai întâlnim cu Călin Zanc în emisiunea asta, prieteni. Rog pe tânărul patron acum, dacă este pe fază sau dacă este pregătit, să ne mutăm puțin către zona de preparare a porcului, unde măcelarii noștri, care sunt unii extrem de consacrați în regiune, se pregătesc să ne dea câteva explicații despre cum se prepară porcul. Tânărul patron a ajuns acolo. Fraților, ce progrese ați făcut! Voi ați făcut deja și cârnațul și eu n-am terminat nici prima oră de emisiune. Ce ne facem? Deci am intrat în direct cu domnii de aici, nu suntem foarte organizați în trale porcului, dar acum și în trale discuțiilor. Și haideți să vă prezint prima oară cum merge atelierul ăsta și după aceea o să ne explice domnii exact cum se face, că e ușor să vezi, dar greu să și pricepi. Fantastic, deci, ce faceți aici, domnilor? Am preparat carne, am tocat-o. Cu domnul măcelar, șef, care e aici, o să intrăm mai degrabă. Domnul Ionuț. Dacă puteți să ne explicați, sunteți în direct la Radio Gold FM, care e rețeta pentru cârnații ăștia pe care îi faceți? Cârnat tradițional, din carne de porc umăr, fără viță, fără absolut nimic, se cântărește carnea, condimentele, se face după o rețetă care e usturoi, sare, piper, boia. Atât se pune. Și un pic de vin. Natural. Și un pic de vin, dacă nu înainte. Acesta e amestecul. Am și o întrebare pentru Ionuț. Ionuț, dacă mă auzi, da. Cred că mă auzi. Ce sfaturi le dai celor care prepară cârnatul amestecând, atunci când taie porcul, amestecând și alt fel de cărnuri? În general, sunt care iau carne de vită înainte, sunt care mai pun și carne de oaie și fac așa un mix. E ceva ce recomand sau nu?
Deci cârnațul se face, ori îl faci din porc, ori din vită, ori ăsta. Cârnațul din porc, când ai tăiat porc acasă, îl faci numai din porc. Apoi după aia când tai un vițel, tai o oaie, tai ăsta, îți pui grăsime, ăsta și faci cârnaț cum vrei. Da, când tai porcul la Crăciun sau ăsta, faci numai din carne de porc. Ăla e cel mai bun lucru. Aș vrea să ne spui acum... Are grăsime, da? Cum să o vezi aici, carnea și cum să o condimentați, perfect. Dacă puneai la un cârnaț, la, când îl mânci la Crăciun și ăsta, nu pui carne de vită, să uscă, să ăsta. Vita o pui când nu, faci angroc. Aha, când nu faci pentru tine, acum faci angroc, ca să vinzi la pentru casă, pentru familie. Ăsta se face numai din carne de porc, nu se bagă absolut nimic, numai ce ai tăiat din porcul tău. Ionuț, pentru că tu ai reușit în nici 5 ore să ajungi în faza asta, aș vrea să te rog în 2 minute să explici pe scurt celor care ne urmăresc din alte regiuni ale țării, cum se taie porcul în Ardeal din momentul în care l-ai achiziționat sau l-ai scos din coteț. Care sunt etapele? Un porc ce am făcut noi astăzi trebuie să-l terminăm în 5 ore. Numai nu am mai umblat timpul ăsta, până am ajuns acasă, l-am transportat. Deci primul lucru, ai junghea porcul. După, te apuci de pârlit. Apoi cu paie, cu butelie, cu ce să faci în ziua de astăzi? Tu cu ce îl faci? No. După aia l-ai spălat frumos. Ăsta. Poate să vă arate Andrei cum arată slănina care s-o făcut după ce l-am spălat porcul și cum arată. Când l-ai terminat, scoți mațele. După vremuri erau femei care așteptau cu covata în spate să pui mațele, să le cureți. Acum le luăm din prăvălie, știi ce zic? După ce ai scos mațele din ăia, te apuci de el. Îl crepi în două. Gata. Și te apuci la tranșat. Și fiecare carne, cioc de cap, slănină de topit, de cârnaț, tot se pune separat. Când le-ai tăi de pregătit într-o parte, te apuci de celelalte. Cum facem noi acum. Ionuț, fii atent, avem niște sugestii de la cei care ne urmăresc, care spun ei că ar ști că șoriciu bun se obține numai dacă porcul este pârlit cu paie, nu știu dacă este pârlit cu gaz. Tu ce poți să zici? E același lucru. Paie are alt gust, dacă vrei. Sunt cizua de astea, sunt care dau un rând cu butelia, dau rad primul rând de păr de ăsta de pe el și după aia ca să-l rumenească, să-l dau cu paie. Într-adevăr are gust mai bun, dar... Acum, cine mai găsește balos de paie, cum se făceau pe vremuri, sau să pârle? No, da? Da, câteodată, deci câteodată când porcul nu era bine omorât, mai fugea cu paiele în spinare, nu? Ai pățit? Aia, atunci să te iau porci la 2 noaptea. Că aveai de te iau 3 porci într-o zi sau 4. Știi ce zic? Da. Spune-mi, te rog, apropo de calitatea cărnii. Deci eu așa ceva mai rar. Numai să vă arate Andrei dintr-un porc de 220 de kg, ce marfă a ieșit acolo. Cu 50 de kg. Arată-ne un pic, Andrei, cum se zice, doar așa de la depărtare. Să ne arate, noi ziceam la Andrei, să ne arate un pic de la depărtare. Se vede. Deci dintr-un porc de 220 de kg, ce a ieșit? Carne, îi pusă pe sortimente, slănină, e topit, ose, plus 50 de kg de kilograme numai de cârnaț. Da. Dar să vă poate arăta Andrei în spate. Și vreau să te întreb, Ionuț, dacă mă auzi, că lumea când achiziționează un porc, se gândește de unde îl ia, cum îl ia, este mare diferența între calitatea cărnii porcului în funcție de cum este și cu ce este hrănit? Sigur, un porc, cum o poți să nu tăiești, poți să zici că un porc să nu scade de casă. Cu făină numai, cu blapte, cu apă, cu lături, cu ăsta. Deci, în orice gospodărie la țărani, găsești un porc de ăsta. Când îl iei angrou dintr-o fermă din ăsta, aia să poți să spui că e altceva. Am înțeles. Adică e altceva, nu la fel de calitativ. Nu la fel, dar uitați-vă la carne, dacă vă mai arat o dată, Andrei, că nu e o roșie. E o carne spre roz. Exact. Deci, numai să vă arate slănina ce straturi de carne și grăsime are slănina. Las că o examinăm mai târziu, dar vreau să te... Da. Ia, hai să vedem că...
Bine, unde o vacuie? Bă, dar parcă simt, parcă și simt mirosul. Da. Să știți că a existat un conflict între cei care s-au ocupat de porc. Ionuț a îndrăznit să-și facă partenerul pensionar și acum se va produce o mare revoluție. Ce mă băgați pe mine, că ăsta la o săptămână nu mai vorbește cu mine. Da, nu mai vorbește. Am glumit acum. Da. Ionuț, aș vrea să ne spui chiar și rețeta nu, de la Caltaboș. Chiar nu permit eu tot că viața mi zice că ne-o crescut pe noi și eu care nu vreau să recunosc. Așa e între neamuri, dar până la urmă se împacă. Aș vrea să ne spui, te rog, și rețeta de la Caltaboș, cum se face Caltaboșul la deș. Deci Caltaboșul. Aici s-o băga la fier. Deci, se bagă gușile alea sunt jos, unde înjunghi porcul acolo și sunt jos. Da. Bine, se spală. Se bagă la fier, se bagă plămâni, inimă, rinic, limba. Da. De închisă din bine. Se bagă tătia la fier. Aia la urmă. După aia, când îți fierte și le scoți afară tăcea, aici se bagă ficatul. Ficatul nu se lasă să fiarbă atâta. Zice lumea că e amar dacă fierbe prea tare sau ăsta. Se lasă mai mult umdat. Când le-ai scos, le pui și ăsta. Important e să le toci pentru un ciur mai mărunt. Da. Și pentru un ciur mai mărunt se tocă. Ceapa e aici. Deci, ce? Poți să zici ce rămâne de la porc mărunt. E gușile tăcea, se bagă la fier. Și aici ai ceapa. Când le-ai văzut, orezul e acolo. Dar orezul, în funcție, cum apreciază fiecare să bage orezul. Că poate ăla e pe mult, un pic. La noi în Ardeal... Da. Se pune mai mult orez decât în sud? Sau în sud se pune mai mult orez decât în Ardeal? Da, pentru că ăsta e un preparat gras. Da. Punând mai mult orez, absorbi din grăsimi. Și ceapa e făcută în untură și tete, știți? Da. Nu. Și încă ceva la carta. Ficatul să nu fie atâta de fier. Uh-huh. Ca să fie mai... Nu știu, să nu fie amar. Spre exemplu, din porcul ăsta de 220 de kilograme, cam câte kilograme de caltaboș îți iese? A, nu poți face mai mult de 6. 6? Da, și cârnațul e și 50. Hai de capul nostru. Sigur, 6 kilograme. Bine, ăsta poți să faci cât vrei, dar numai în funcție cât îți permite rețeta. Da. Important nu e la caltaboș, nu vreau să vă mai țin, la caltaboș să faci cimbru. Da. Deci cimbru e cel mai important condiment la caltaboș. Mm-hmm. Bun. Mai am două lucruri să te întreb, că știu că sunt curioși cei care ne urmăresc. Unu. Care îi rețeta de preparare a unor jumări crocante și gustoase din porc? Important, noi jumările, dacă porc e foarte gras. Deci dacă porcul și eu, cum se zice, slănin acasă o pornul pe vremuri. Slănin acasă oponul, el a zis sopon. Slănin acasă oponul, nu? Slănin acasă oponul. Da, alea pe vremuri se tăiau mai mari. Acum din porcul ăsta nu e un porc care are numai de grăsime. Se taie mai mici jumările. No, trebuie pus când le pui la foc, trebuie să ai grijă de ele, să pui apă. Trebuie pus măcar o cană de apă, un jumătate de litru de apă, ca să nu se ajută. Și acum în funcție de cum slobod de ele un soare, nu poți să zici, ați gata acum sau ăsta. Când slobod o jumătate de litru de apă cam la o jumătate de litru de apă cam la ce cantitate de grăsime și carne? La crachiță de asta de 20 de kilograme de aha. Cât punem noi. Atâta, jumătate de litru de apă la 20 de kilograme. Dacă ceva trebuie pus. Uh-huh. La urmă, când le vezi că ele încep să se ruminească, pui sare. Sunt care pun un pic de lapte. Nu știu, noi n-am pus. La ce ar ajuta laptele? Nu știu, ce că le face mai crocante, mai ăsta, nu știu. Da. Am înțeles. Și acum, ultimul lucru care vreau să te întreb, după aia te las să lucrezi. Da. Slănina, domne. Cum ne iese o slănină bună? Cum se prepară slănina până în momentul în care e depus pe masă? Domnul Cosmin, slăina e bună, dar dacă întrebați pe domnul Ambrozie, pe domnul Călinca, când o scoți de la slatină, atunci ai bune. Cum o fac? Deci trebuie ținută măcar două săptămâni la saramură. 14 zile. Și apoi după aia... În butoaie, așa, se pune... În butoaie și la noi nu se sărează, este saramură în zonă. Slatină, cum se zice. Da, normal că voi aveți ognadejului. Voi aveți ognadejului aici, nu aveți treabă. Ognadej, sunt Mărghita, sunt Buneștiu, care au fundând cu saramură.
Da, la slănină de obicei se bagă în saramură și aia nu se lungește cu apă. Dacă pui carnea, se pune jumate saramură, jumate apă la carne și la cionte. Și după aceea slănina se mută în afumătoare și cât se ține în afumătoare? Se mută. Dar important e, pentru că saramura la noi e foarte tare. Și important e când o scoți de la saramură, să o dai pentru un jet de apă caldă, fierbinte, ca să se ducă albeața aia de pe el, să ducă sarea de pe el. Da. Aia, când o ai scos-o de azi pe mâine, o pui la zvântat. Și după aia dai fum, un fum, două, trei, câte, după cum îi place la fiecare. Am înțeles. Bine. Bine. Cu coada porcului facem ceva în final. Cu coada. Coada porcului de obicei se dă la femei. Gata. Dă-i-o la Ofelia atunci, coada porcului. Da, prieteni. Mulțumim, tinere patron, pentru lui Ionuț, îi mulțumim pentru această prezentare. Și ați auzit vorba asta ardelenească adevărată. Facem o pauză și după aia invit alți doi prieteni de-ai mei de aici pe rând să ne povestească despre Ziua Națională și specific românesc. Dar până atunci îl avem pe un alt prieten comun de al nostru pe care nu l-am văzut de vreo 5-6 ani, Nicolae Furduiancu, care, prieten de Ziua Națională, ne reamintește tuturor că noi suntem români, adică pe veci aici stăpâni. Să dea Dumnezeu, revin în 2 minute. Deștepți și patrioți, la mulți ani români din nou la Gold FM, pe 96,9 MHz, dar și pe internet și pe satelit pentru toți cei care ne urmăresc în diaspora și în toată țara. De aici, din Dej, județul Cluj, Valea Codorului. Am o mare plăcere să fiu împreună de Ziua Națională cu un om pe care, până când să-l cunosc și să ne împrietenim, îl admiram. Asta nu înseamnă că nu îl admir și acum. Vi-l prezint, prieten, pe Florin Bercean, care este antrenorul coordonator al loturilor naționale de judo și, profitând de faptul că, să zicem, nu m-ar auzi, îl consider ca fiind cel mai important antrenor român de judo al tuturor timpurilor. Rezultatele, oricum, așa-l arată. La mulți ani, Florin Bercean! La mulți ani, Cosmin, ție și tuturor celor care ne ascultă de pretutindeni, la mulți ani România, la mulți ani români. Da, e un moment excepțional de frumos și mă bucur că astăzi mă aflu aici împreună cu tine la un eveniment atât de mare pentru noi, pentru români. Și până la urmă e un eveniment important și faptul că participăm la tăierea porcului și tot ce înseamnă treaba asta. Aș vrea să te întreb înainte să intrăm pe specificul ăsta zonal, pentru că, prieteni, vă spun că Florin Bercean este un clujan jet by jet, dar din partea cealaltă a Clujului, din comuna Suceag, care este în zona de ieșire din Cluj către Zalău, către județul Sălaj. Aș vrea să te întreb, de 1 decembrie, cât de mult îți lipsește și apoi să ne și explici ce simțeai ascultatul imnului pe marile arene de sport ale lumii. Imnul ți se cântă, prieteni, pe arenele sportive mondiale atunci când iei aurul. Din fericire pentru România, dar și pentru Florin Bercean, el și elevele lui au luat multe aururi pentru România de-a lungul vremii și mi se pare foarte frumos pentru cei care ne ascultă să ne povestești și cât îți lipsește, dar și ce simțeai de fiecare dată când ți se cânta imnul ție și elevilor tăi. Știi, pentru a-ți cânta imnul la o mare competiție trebuie foarte mulți ani de pregătire în spate.
Și atunci, sigur că apreciez acele momente, apreciez faptul că te urci pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Vreau să spun doar că acum câteva zile, mai exact în 21 noiembrie, am făcut 24 de ani de când am stat la cârma lotului olimpic și, știi, până la urmă totul se transformă în statistici. Vreau să spun că în cei 24 de ani de antrenor principal lot olimpic mi-a cântat cam de 200 de ori imnul. Acum, sigur, pentru unii pot foarte, foarte puțin, dar pentru cei care știu ce înseamnă, e foarte, foarte mult. E o chestie senzațională când toată lumea se ridică în picioare. Atunci abia îți dai seama ce important eveniment, la ce important eveniment participi, cât de greu a fost și ce măreț poate să fie. Mi-aduc aminte oarecum cu tristețe bunicul meu, tata tatălui meu și-a pierdut piciorul la Cotul Domnului. Știi, el a fost primul om care mi-a explicat ce înseamnă istoria și ce înseamnă a te concentra și a-ți dărui toată viața integrării. Practic, tu vrei să ne spui că ai simțit și ai învățat ce înseamnă cu adevărat patriotismul și iubirea de țară chiar de la bunicul tău. Exact. Exact. El mi-a dăruit prima carte de istorie, cum foarte, foarte mulți ani în urmă. Și uite așa, încet, încet am ajuns să lupt pentru imn, că practic e o luptă. E o luptă de a pregăti sportivii, de a-i convinge că de fapt imnul se cântă doar pentru locul întâi, nu pentru locul 2 sau 3. E o senzație fenomenală. Spune-mi, te rog, după o viață trăită sub drapel, pentru că sigur că tu ești un ofițer superior al Ministerului de Interne, dar asta este altceva, este altă latură profesională a ta, dar tu ai trăit viața sub drapel, uite, ai 24 de ani doar la lotul olimpic național al României. Într-un fel, pentru cei care nu știu, pot să le spun eu că sunt și eu președinte de federație, viața în sport este similară vieții în armată. Războaiele se duc mai des, ele sunt pașnice și sunt războaie de tip sportiv, însă rigorile și disciplina sunt similare celei din armată. Apropo de viața sub drapel, care e sentimentul pe care un mare antrenor ca tine sau ca alți colegi de-ai tăi din judo sau din alte sporturi sau un campion, un mare campion din judo sau din alte sporturi, îl are și îl trăiește sub drapel? Adică ce înseamnă drapelul, că suntem de ziua națională, ce înseamnă drapelul, culorile drapelului pentru un antrenor sau un sportiv de mare performanță? Bine, uite-te, începând de la îmbrăcăminte și de la comportament și deja ne subordonăm unui simbol. Deci, exact cum ai spus tu, practic, în condiții de pace, noi ducem o luptă cu alte nații. Că până la urmă asta este și asta a reprezentat sportul în lume. Hai să luptăm în condiții de pace, dar luând în considerare că urci pe cel mai mare, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, practic ești cel mai bun din lume. Ai învins. Ai învins poate nații care nici prin cea mai, cum să spun, cel mai frumos vis n-ai cum să te compari cu America sau cu Japonia sau cu Anglia sau cu Franța. Dar sport, uite, e posibil. Sport, prin sport noi le-am învins.
și nu odată, ci de multe ori. Și, practic, sportul asta a făcut, a dovedit că nația noastră română poate să fie prima din lume sau în primele din lume. Ar fi extraordinar de bine dacă și prin alte domenii de activitate am reușit aceeași chestie. Copiii noștri foarte inteligenți, uită-te la matematică, la fizică sau la alte domenii ale învățământului au dovedit treaba asta. Deci eu zic că trebuie să ne mândrim cu treaba asta, iar prin sport noi ne-am făcut practic datoria. Astăzi, în drumul meu spre Dej de la Cluj, m-am gândit, oare ce să mă întrebi? Știi că eu de pur jurământ de mai multe ori. Când am fost în armată, mi-aduc aminte cât am fost de bucuros că am depus jurământ țării. Pe urmă, când m-au făcut ofițer și am fost angajat al Ministerului de Interne, am mai depus odată jurământ. Nu era necesar. Pentru că jurământul e jurământ. Mă emoționează acest lucru. Eu știu, eu cunosc patriotismul tău, l-am văzut și la lucru. Dar apropo de patriotism, prin mâna ta au trecut, hai să zic, sute, dar de fapt au trecut mii de sportivi de-a lungul carierei tale. Am putea să spunem, observând și alți sportivi din străinătate pe care de asemenea i-ai cunoscut, că întotdeauna un ingredient care diferențiază un mare campion de un alt campion care poate nu e la fel de mare este patriotismul? Adică se întâmplă ca patriotismul să diferențieze între oameni cam de aceeași valoare, patriotismul să fie un motor intern, să-i mobilizeze, dorința de a face ceva pentru țară, plăcerea de a fi sub drapel? Cosmin, sportul dezvoltă un patriotism sănătos. Uită-te la competiții în care, și îți dau un exemplu, un ucrainian, că acum e la modă treaba asta, învinge un rus. Sau invers, un rus învinge un ucrainian. Sau poate nu e exemplu cel mai potrivit. Un azer învinge un francez. Sau un francez învinge un englez. Sau un german, care de-a lungul istoriei a avut multe conotații adverse. Știu eu, Franța cu da. Germania, Franța cu Anglia, doar am citit... războiul vechi, da. Da, războiul vechi, dar ei se îmbrăcisează. Nu contează că se urcă pe podium, până la urmă francezii aduce pe toți de pe podium, de locul 2, locul 3, lângă el, pe locul 1. Asta face sportul. Patriotism sănătos, adică să ne iubim țara până la epuizare. Nu este vorba de, am vrut să zic un cuvânt destul de nepotrivit pentru astăzi, un patriotism sănătos, un patriotism, un naționalism sănătos până la urmă, că toți trebuie să fim pentru țara noastră, pentru țara în care te-ai născut și ai crescut, unde sunt părinții, copiii. Acest patriotism trebuie să-l dezvolți și un naționalism sănătos. Pentru țara ta, pentru poporul tău, pentru locurile tale. Un naționalism care este sănătos pentru că îi poți accepta și pe alții. Eu așa văd treburile. Iar noi românii suntem un exemplu. Ceea ce se întâmplă în România de astăzi nu se întâmplă nicăieri. Cu toate micile adversități care nu întotdeauna sunt gestionate cum trebuie, dar nu prea aș vrea eu să intru foarte mult, că nu mă prea percep, dar asta e părerea mea. Noi suntem un exemplu din toate punctele de vedere și tocmai din cauza aia eu iubesc România și românii. Aș vrea să te întreb apropo de România și români. Cât de important este pentru voi, cei din sportul de performanță,
Vorbesc în termeni pragmatici acum, apropo de rezultatele pe care puteți să le aduceți, cu care ne mândrim de fiecare dată. Da, sigur că și eu știu, dacă mă te întreb pe tine, că eu sunt moderatorul, tu ești interlocutorul. Cât de important este să fiți bine reprezentați din punct de vedere politic, din punct de vedere național, din punct de vedere internațional? Adică cum percepeți asta și cum au evoluat rezultatele în sport funcție de felul în care a fost reprezentat sportul, de la nivel de ministru de resort, până la nivel de președinte de comitet olimpic, până la nivel de prim-ministru, doar l-ai cunoscut acum, chiar ai fost ultima dată la Palatul Victoria și ai dat mâna cu domnul Ciucă și așa mai deși și vorbi cu el. Președinte, adică cât de mult influențează reprezentarea țării performanța în sport? Din păcate, sunt foarte multe povești și doar povești. Nu întotdeauna cei care ne conduc, ca să nu zic că nu ne reprezintă cum trebuie, că deja chiar nu vreau să fac politică, dar nu întotdeauna este reală. Una se spune și alta se face. Sportul astăzi este aproape inexistent. Uită-te la ultima rectificare de guvern și să-ți dai seama că pe toate canalele de media se spunea că sportul va fi stimulat și la ultima rectificare nici măcar n-am apărut în lista aia. Că ne-o tăia niște bani. Nu că nu ne-o tăia bani, dar nici nu ne-au dat. Și din păcate sportul este un important mijloc de propagandă pentru o țară. România astăzi și hai să vorbim ultimii 30 și ceva de ani a fost reprezentată cu cinste de sport, chiar dacă în ultimele ediții ale marilor confruntări, Jocurile Olimpice, am avut reprezentare din ce în ce mai slabă. Totuși, suntem foarte evidenți, toată lumea înțelege ce înseamnă sportul, ce înseamnă România în sport. Eu zic că oamenii politici de astăzi ar trebui să vorbească mai puțin și să facă mai mult, luând în considerare că sportul de înaltă performanță fiind vârful de lance, iar în spatele acestui sport de performanță sunt copiii ăștia care ar trebui să facă sport. Practic este sănătatea nației. Tocmai asta se neglijează. Guvernații ar trebui să ia cartea de istorie, să vadă că la începutul secolului trecut se făceau ore de educație mai multe decât astăzi, că sportul înseamnă sănătate, sportul înseamnă mai puține vizite la spital, mai puține vizite în farmacii. Și atunci, sigur că făcând treaba asta, noi, România, am putea să reprezentăm România mult mai bine și mult mai evident. Nu știu, aici ar fi foarte multe lucruri de spus, dar din păcate eu personal sunt foarte dezamăgit de felul în care Ministerul Sportului și, ca să nu vorbesc de președinție sau, mă rog, de primul ministru, fac. Acum, contribuția lui este minimă pentru dezvoltarea sportului. Doar povești. Asta ca o concluzie la toate. Sunt bune și concluziile astea mai amare, pentru că noi sărbătorim în mod realist, sigur, cu bucurie și cu plăcere, dar mereu am spus că pentru ca să fim și mândri că suntem români, mai avem de lucru. Florin Bercean, la mulți ani de Ziua Națională. Te rog să dai și tu un mesaj acum la finalul acestei reprize. Eu mă bucur foarte mult că te-am putut avea interlocutor chiar de Ziua Națională 1 decembrie 2022. Eu vreau să spun doar atâta, că doresc multă sănătate din toate punctele de vedere poporului român și eu zic că nu suntem pe un drum rău, dar trebuie să facem niște schimbări ca să fim un popor
sănătos, care are încredere în el, care este mândru, să nu ne mai fie rușine să vorbim românește când mergem la Paris. Pentru că nu au nimic francezii, americanii sau englezii față de noi. Noi suntem un popor adevărat, un popor frumos, inteligent și un popor cu foarte, foarte multe calități, lucru care de-a lungul a sute de ani s-a dovedit, lungă o zărare, că avem oameni care au pus o virgulă în dezvoltarea umanității. Eu zic să fim încrezători, să avem putere să spunem ce avem pe suflet și în rest, Doamne ajută! La mulți ani la toată lumea! Mulțumim mult, Florin Belcean. Prieteni, așa vorbește un om care a reușit în carieră să îi se cânte imnul de peste 200 de ori, ceva nemaipomenit. Nu vă puteți închipui câtă durere, cât efort, câte lacrimi de durere, câte lacrimi la sportive sau la sportivi. Asta e viața. Dar în final a reușit acest lucru, o carieră de excepție pe care încă o continuă din poziția de vicepreședinte executiv al Federației Române de Judo. Vă propun o scurtă pauză muzicală. De ce? Pentru că vedeta noastră de la Gold FM, Jessie, care face Golden Hour și care are o voce foarte frumoasă și cântă frumos, și-a lansat chiar astăzi pe canalul ei de YouTube un album de muzică patriotică. Și o felicit și în același timp vă invit să o urmăriți și pe canalul ei de YouTube, dar acum cu o melodie consacrată de aici din Ardeal, Tu Ardeal. Rămâneți pe fază pentru că mai avem de discutat despre mâncăruri, despre cozonac, despre pâine, iar doamna și domnișoara Zanc așteaptă acest lucru. Revenim în două minute. Am revenit, prieteni, la mulți ani, la mulți ani de Ziua Națională. Fiți deștepți în fiecare zi, nu doar de Ziua Națională, asta ne dorim noi la Gold FM. Fiți și patrioți. Bucuria și plăcerea de a fi român pot să fie trăite doar cu patriotismul în suflet, în minte și pe tricou, cum zic eu de fiecare dată. Am plăcere acum să vă prezint un alt invitat de-a meu, înaintea doamnei și domnișoarei Zanc. Tot un Zanc, Ambrozie Zanc. Ambrozie este fratele lui Călin Zanc, un om pe care îl cunosc de mulți ani, îl respect pentru felul în care și-a făcut datoria față de meserie, față de România, este și el un patriot român, este fratele mai mare al lui Călin Zanc. Ambrozie sau Ambro, cum îi zic eu prescurtat, bun venit la Gold FM în premieră și mulțumim că ne-ați primit la Dej. Mulțumesc că m-ați invitat, te salut, Cosmine, la mulți ani tuturor românilor de Ziua Națională, multă sănătate și să fim deștepți, cum spuneai tu, și inteligenți tot timpul, nu numai de Ziua Națională sau în anumite momente ale vieții. Mă bucur că ne auzim și sper să fie bine, să fim în continuare deștepți, sănătoși și bucuroși să ne vedem, să fim uniți. Ambrozie, tu ai o experiență cu care puțin se pot mândri, practic, prin meseria ta din domeniul zootehniei, ai intrat în contact și înainte de 1989 și după 1989, atât cu, sigur, mediul de producție, mediul industrial, dar mai ales cu românii implicați în această muncă tradițională, în această muncă care ne asigura hrana de-a lungul secolelor, cum se spune. Faptul că ai intrat în bătătură cam pe la toți,
faptul că i-ai văzut cum trăiesc, cum își hrănesc animalele, cum își îngrijesc animalele, te-a ajutat să-ți formezi o părere despre spiritul românilor. Despre asta aș vrea să discut cu tine. Și să încerci să ne spui, în momentul ăsta aniversar, cum era spiritul românilor, cum a evoluat spiritul românilor, cum s-a modificat, dacă aceste modificări au fost de bun augur sau dimpotrivă, urmând firul celor aproape 40 de ani de meserie pe care ai la activ, de carieră. Prin meseria pe care am avut-o, am avut ocazia și plăcerea și onoarea să intru în bătăturile și în curțile, în gospodăriile multor țărani care au practicat în general o agricultură de subzistență. Vorbesc de gospodăria individuală. Ferme, cum erau înainte de 89, IAS-uri, CAP-uri, era o formă organizată, dar țăranul dintotdeauna a muncit pentru subzistența proprie, a lui și a familiei lui. Un popor și, în general, în zona Ardealului, unde am practicat, oameni harnici, îndemânatici, dârși, și au muncit cu sârguință și cu perseverență. Și-au asigurat existența din propria gospodărie. Astăzi, din păcate spun, țăranul român, agricultorul român, pe măsură ce îmbătrânește și e neputincios, din păcate nu prea să înghesuie tinerii să le ia locul. Dar totodată în același timp au început să creeze ferme familiare de subzistență, de ferme familiare, unde se descurcă familia și încet, încet, au început sigur că au scăzut drastic efectivele de animale după 89, dar încet, încet, încep să apară în zonele rurale mici fermieri, de dimensiuni mai mici sau mai mari. Eu zic că acum ce să spun, sigur că nu avem politici coerente în agricultură la nivel guvernamental. Fermierul român nu-i prea susținut, nu se fac politici comune, politici de interes național, pentru că o fermă, o gospodărie de subzistență, trebuie să ne gândim să îi dăm posibilitatea să se dezvolte, să existe, să întrețină oamenii singuri. Că acei oameni care se întrețin singuri nu cer ajutorul guvernanților și a edililor. Să descurcă, numai să fie lăsați în pace, atât ar trebui. Ne gândim că uite, nu mai avem îngrășământ chimic, nu se mai produce în România din cauza scumpirii energiei, a gazului și încă văd că nu s-a luat nicio măsură. Nu știm, la anul va fi? Nu va fi. Trebuie să importăm la niște prețuri astronomice și atunci sigur că produsul se duce. Urcă prețul, nu mai putem să-l controlăm. Lipsa asta de grijă sau de coerență, cum spuneai tu, din partea guvernului, de fapt, o lipsă de grijă cronică după 1989. Exact. Le-a generat oamenilor, unora le-a generat dor de duc. Am văzut, mulți au plecat din România, special cei mai tineri. Celorlalți mai în vârstă, care nu puteau pleca, le-a generat o renunțare la a mai produce, le-a generat o nervozitate. Ce le-a generat? Cum i-ai găsit? Cum îi găsești pe oameni acum cu lipsa asta de grijă pe care o experimentăm? Cu lipsa asta de grijă din partea guvernanților, mulți dintre crescătorii de animale, dintre agricultori, au renunțat și au lichidat fermele cu nouă. Situații în care și-au lichidat și-au plecat. Afară cu familia sau la familie și-au plecat cu totul. Mulți au renunțat și-au găsit un job, adică un serviciu. Sunt multinaționale care în toate satele avem azi microbuze și autobuze care merg și duc la treabă. Tot felul de
întreprinde, Bosch, DeLonghi, tot felul. Și oamenii au zis, domnule, mă duc, am un salar fix, am un venit, nu trebuie să stau până ne-or da, nu ne-or da, nu știm ce-a fi. Deci a generat o neîncredere efectiv, o neîncredere a omului care a muncit în guvernanță. Pentru că promisiuni, vedem, vin anii electorali, promisiuni, facem, o să fie, o să facem. Nu se întâmplă nimic, nu se mai ia nicio măsură. Tot discutăm coaliții, tot felul de alipeli și de ce se întâmplă și efectiv ne uităm ca proști, dar nu se mai întâmplă nimic. Și atunci oamenii, sigur, așteaptă și la urmă fiecare la rândul lui își rezolvă problemele. Se poate descurca mai ușor, să trăiască mai bine, că de fapt de aia luptăm, să trăim mai bine și mai ușor. Nu? Atunci, asta s-a întâmplat. Ai copii să trăiască, studiază, au terminat de studiat, eu știu asta. O parte, da, o parte încă studiază. O parte mai au, da. O parte, partea feminină mai are. Da. Mai are de studiat. Spune-mi, te rog, în momentul ăsta aniversar al nostru, așa, totdeauna ne gândim la trecut, dar ne gândim și la viitor. Și aș vrea să te întreb legat de viitorul specialiștilor din domeniul agriculturii, domeniul pe care ar putea să se clădească fundamentul unei stabilități a României. Și asta a fost posibilitatea tot timpul. Acum, în criza asta alimentară, cu atât mai mult, cu atât mai important devine asta. Tu ai cunoscut mulți profesori mai în vârstă decât tine, mulți ingineri mai în vârstă decât tine, dar foarte mulți mai tineri decât tine. Așa să te întreb. Cum stăm la nivelul învățământului agricol? Nu pun degeaba această întrebare, pentru că de existența unor specialiști depinde viitorul și siguranța alimentară a românilor, că până la urmă, în vremuri tulburi, ajunge mereu la papa, la mâncare, la cereale, la carne, la plante, la produse. Întotdeauna ajunge la mâncare și în vremuri tulburi, și în vremuri de pace, și în vremuri bune. Că asta e, trebuie, existăm, trebuie să și mâncăm. Și ar trebui să mâncăm, să ne gândim întotdeauna cât mai sănătos. Să alegem un produs cât mai bun și cât mai sănătos. În legătură cu specialiștii din agricultură, eu și pot să spun, sigur că se face școală și astăzi, dar din păcate nu mai avem ca și înainte ferme în care studenții să facă practică, că până la urmă teoria e teorie, practica e practică și trebuie să deprinzi niște lucruri de când ești tânăr, de când ești în facultate. Dar, din păcate, astăzi nu prea au unde să pună teoria, să o transpună în practică, să facă practică. Avem specialiști, viitorul tinerilor care studiază în domeniul agricol, nu prea văd rost că nu se face legătura. Termină o facultate și nu prea unde munci, că o fermă mică nu-și permite să plătească un specialist. Nu are cum. Ferme mari avem puține, avem la nivel de România, dar puține. Acolo, sigur, este nevoie de specialiști și avem specialiști buni. Dar trebuie să ne gândim la educarea lor și cu ferme, cu practică, să fie legătura între universități și fermele, fabricile care produc, care specializate în industria alimentară. Să fie legătura și studenții să facă practică, efectiv. Că termină studiile, au un bagaj teoretic, dar practic n-au nimic, din păcate. Și după ce termină, trebuie să ai multă răbdare, vorbesc de cei ce profesează și lucrează, un an de zile trebuie să lucrezi cu ei ca să deprindă lucrurile și să facă lucrurile practic, să transforme teoria în practică. Din păcate, asta e. Înainte aveam IAS-uri, CAP-uri... Asta am vrut să te întreb ca ultima întrebare, dar înainte de asta rog pe tânărul patron să se deplaseze spre zona doamnei și domnișoarei Zanc cu telefonul, că am înțeles că s-a terminat coptul pâinii și al cozonacului și trebuie să vedem asta. Ambrozie. Da. Aș vrea să... Ai zis de trecut. Și aș vrea să te întreb
înaintea scurtului nostru dialog, care desigur între noi doi va continua în această după-amiază, că nu te-am văzut de mult, da. Era doar de tine, suntem prieteni foarte vechi. Există nostalgia asta față de trecut, față de perioada comunistă sau ceaușistă, cum se spune. Aș vrea să ne spui, din unghiul tău de specialist, nu neapărat doar în domeniul agriculturii, tu te-ai luptat cu viața pe toate planurile. Într-un moment așa, aniversar pentru țară, ce crezi că am pierdut din ce era bun în perioada comunistă și ne lipsește astăzi? Cred că e potrivit să discutăm puțin despre asta, conform părerii tale, acum chiar de 1 decembrie. Cred că am pierdut unitatea, am pierdut acele lucruri de a fi uniți, de a fi veseli. Parcă toată lumea e tristă astăzi. Înainte, acum sigur că eu la Revoluție am avut 29 de ani, nu eram bătrân, ca și acum, nu eram în vârstă. Am prins, cât să zic eu, vreo 7 ani de serviciu, pot să spun, în domeniu. Da, eram mult mai uniți, mult mai bucuroși de zilele naționale, de zilele creștine, de zile, ne întâlneam cu mare drag. Ne colindam, mergeam unul la altul. Azi parcă nu mai avem timp, parcă am pierdut totul. Deși am putea să ne facem și să continuăm tradițiile dinainte. Era o bucurie extraordinară înainte să te vezi, să te colind să, cu prieteni, cu cei dragi, cu cei apropiați. Azi mai mult, nu știu, s-a pierdut din tradiție și mare păcat. Sigur că sunt zone unde să mențin, dar în general am pierdut. Tinerii se îndepărtează de tradițiile pe care le-am avut, de bucuria de a te revedea, de sărbători, de zile naționale, de zilele care se țineau înainte. Nu știu de ce, cred că și lipsa asta de încredere în guvernare. Înainte, parcă aveai o siguranță mai mare. Deși erau lucruri care nu erau plăcute. S-a prins televizorul să vezi nu știu pe cine, dar nu l-a prindea, că stătea la un șpriț. Sau făceai ceva. Altceva. Da, da. Azi, nu-i siguranța zilei de mâine. Omul nu are, cetățeanul român, nu are siguranța. Majoritatea spun, nu mă refer la toată lumea, că sunt care au siguranță. Și sigur pe ziua de mâine. Dar omul de rând, din păcate, e tot timpul trist, oare ce fac mâine, oare mi-ajung banii să-mi cumpăr o bucată de ceva, o bucată de carne, o bucată de brânză, ce fac? Și asta e siguranța zilei de mâine, nu-i ca și înainte de 89, înainte de Revoluție. Era o siguranță certă. Toată lumea avea servicii sigur, erau lucruri proste. Deci le acceptăm și le-am văzut, le-am trăit. Și un pic ne-am răcit ca și cetățeni, așa ca și oameni. S-au răcit relațiile între oameni. Acum, nu știu, și din lipsa asta de încredere în guvernanți, din diferențe, că sunt diferențe între unii și alții. Dar cred că până la urmă o să ne unim. Că necazul numai ne unește. Zice, când ești buiac, faci prostii. Când ești necăjit, stai cu minte. Asta e o vorbă frumoasă ardelenească. Da. Să încheiem scurta noastră discuție de astăzi pe tonul ăsta pozitiv, optimist. Adică, băi, dacă a venit rău, tot e un bine și în asta, că poate ne-a unit și a venit iară binele peste noi, nu? Da, o să vină. Că, până la urmă, trebuie să treci prin greutăți ca să te trezești un pic la viață. Dacă îți numai bucurie, atunci, cum ziceam, începi să faci tot felul de prostii. Dacă un pic de necaz, după aia ne unim și o să mergem înainte. Mai că potențial este. Tinerii noștri sunt foarte deștepți, suntem un popor extraordinar. Și o să fie bine, eu zic o să fie bine, eu sunt foarte optimist în privința asta. Să te audă Dumnezeu, mulțumesc mult, Ambrozie Zanc. Prieteni, suntem după un dialog tonic după mine cu un om pe care l-ați cunoscut în premieră, dar care e foarte cunoscut aici în regiune și în zonă, este respectat.
După acest dialog mergem în bucătărie. Unde în bucătărie vedem cozonac. Vai de mine ce bine arată, îmi pare rău că cei care doar ne ascultați nu puteți să și vedeți, dar o să puteți intra pe net după asta. Tânărul patron care este acolo împreună cu Ofelia Zanc și cu Emma Zanc ne arată în momentul ăsta cum se mestecă mămăliga, cum se zice la noi, dar imediat o să cerem explicații, mai ales după ce o să-și deblocheze microfonul ca să putem să și conversăm cu cei de acolo. Și pâinea proaspăt scoasă din cuptor, dar hai să începem cu mâncarea care se pregătește acolo și după aia revenim la pâine. Vai, Ofelia, sora, era să spun sora pentru că și sora e aici de față, dar nu puteți să o mai vedeți. Soția lui Călin Zanc, Ofelia, o gospodină desăvârșită pe care o cunosc de asemenea de 25 de ani, chiar dacă ea pare că are numai 25 de ani, are mai mult, dar nu contează. Ce bine arată, Ofelia, ce ne-ai pregătit acolo? Ce se vede în oala aia care fierbe și care parcă prin ecran miroase extraordinar? Păi am pregătit pomada porcului, cărniță cu mămăligă. La final punem și muștei de usturoi. Și o să servim cu castraveți murați, care sunt puși de mine. Și vă așteptăm imediat la masă. După ce termine emisiunea, masa este pusă și servită. Să ne spui, te rog, cum se face pomana porcului? Adică rețeta simplă de pomana porcului, așa cum se vede acolo, arată ca o tocăniță, dar să ne spui cum ai preparat totul. Am pus doar cărnița, așa să fie și un pic de grăsime pe ea și am lăsat numai să fiarbă la foc încet, cu sare, piper și un pic de boia. Și la final punem usturoi. Cam cât trebuie să fiarbă? Acum depinde de carne, cum e porcul. Cam o oră fiertă aici. O oră. Hai să ne mutăm un pic obiectivul pe mămăligă. Și pentru cei care nu știu să facă mămăliga, spune-ne, te rog, cum se face mămăliga pe Valea Codorului, da? Sigur și Niclod. Comuna de Baștina Ofelia Zanc este în Niclod. I-am cunoscut și pe părinții Ofeliei, niște oameni extraordinari. Tatăl Ofeliei Zanc mai trăiește, un bărbat de toată ispravă. Ia uite cum fierbe mămăliga. Spune-ne, te rog, cum se prepară mămăliga aici? E foarte simplu. Apă, sare și făina de mămăligă și tot așa la foc încet și o las sub capac, punem și capul sub și să fiarbă așa încet, să dea așa bulbuce afară. Atât. Dar noi, la noi în Ardeal, mămăliga e mai tare, în sud e mai moale, nu? Păi nu, da, exact, vorbeam să mai pun făină ca să fie mai tare mămăliga. Ca să se mănânce cu, când o faci cu brânză sau așa, o să fie mai moale și la noi. Dar acum, fiind mâncată cu cărniță, o face mai tare mămăliga. Am înțeles. Și cu castraveții murați și cu ardeii iuți murați? Exact, castraveți murați de aici. Da. Stari? Stari. Oh. O să ai gust și să vezi că stari și cu ardei, uite cum îți place ție. Sunt perfect. Da. Uite. Perfect, mă uit deja. Le poftă și, dar cred că și cei care ne urmăresc au mâncat deja sau mănâncă acasă la ei, așa că nu trebuie să fie invidioși pe noi. Care e secretul ca să rămână castraveții tari? Spune-ne un secret de gospodină. Păi eu îi pun foarte simplu. Îi pun la apă și sare și ce ține de castraveții tare, mă gândesc că e ardeiul foarte picant. Și atâta știu eu. Eu pun foarte simplu, nu fac nimic la ei. Adică ție star, nu se înmoaie castraveții. Nu se mai, uite, hai că stai. Da. Și castraveții, stai să spun, sunt castraveții chiar din grădina de la Iclod. Aha. Și castraveții da, da, se vede stari, că buni castraveții. Sunt crocanți, spun pariu că tânărul patron exact. O să fure imediat de acolo ceva. Hai, te așteptăm. Da, vin imediat. Hai să ne întoarcem pe masa cu bunătățurile scoase din cuptor. Care, uite, ne așteaptă lângă ele frumoasa domnișoară Emma Zanc, pe care o cunosc încă de când s-a născut. Mai înainte, mătușa Ofeliei mi-a amintit de botezul
Emei, unde am petrecut pe cinste. Ema astăzi este o domnișoară aproape majoră, chiar dacă vi se pare că are peste 18 ani, încă nu are peste 18 ani. Este acolo aproape, în buza vârstei de 18 ani și învață la un liceu de limbă engleză din Cluj. Ema, pâinea aia arată nemaipomenit. Spune-ne, te rog, ce am putea face sau ce ar putea face cei care ne privesc ca să aibă și ei parte de pâine la fel. Cum se prepară pâinea asta și unde se prepară? Bun, deci pâinea asta a preparat bunica mea, Ana Iclod. Și noi păstrăm tradiția să facem în fiecare an de sărbători. Cea mai pricepută este sora mamei mele. Ea știe exact rețeta bunicii să iasă. Ușa sau cine? Care dintre ele? Cum o cheamă Pușa? Pușa. Pușa. Am ghicit. Așa spunem, da? Se face în cuptorul cocător afară, cu lemne. Avem, așa, de fapt, scoți din scava asta. Deci sunt niște, din ce sunt? Din metal, din fontă, din ce sunt? Din fontă. Cred că din fontă, tablă. Da. Din tablă. Din tablă, da. Uh-huh. Aceleași pe care poți să bunica mea. După ce se scoate din cuptor, se bate cu un sucitor, ca să iasă, adică de asta are crusta foarte crocantă. Și după aceea se dă cu răzătorul să aibă textura pe care o vedeți aici. Ce este interesant este că rămâne la fel de crocantă pentru mai mult de o săptămână și miezul foarte mare, după cum puteți să vedeți. Da. Tu mi-ai spus tot timpul că mai prepari pâine cu maia. Da. Pâinea asta e la fel preparată sau nu are altă rețetă? Nu, asta nu este cu maia. Mai de mult, bunica mea mai folosea maia. Acum e simplu. Făină, apă, drojdie și un pic de sare. Da. Vai, ce bună e. Bun. Da, odată... Și eu da. Așa. Și mai avem și cozonaci, care sunt făcuți tot așa, în cuptorul de afară, cu lemne. O să tai în ambru, să vedeți. Avem cu rahat și cu nucă. Dacă poți să tai să vedem cum arată în interior, ar fi extraordinar, pentru că în exterior parcă spictați. Așa de frumos da. Și păi, ia uitați-vă, cozonacul românesc cu rahat. Cu rahat. Așa. Acum sunt căcal și de aia nu putea așa bine, dar este plin. Oh! Senzațional. Multă nucă. Și aici, Ema Ofelia, aici e vreun secret la cozonaș ca să crească așa frumos, să fie și așa pufoș? Este ceva secret? Nu știu, cred că secretul să-i faci cu dragoste, cu, nu știu, cu bunătate. Uite cât avem aici toți îi împărțim, îi dăruim. Nu știu, nu este un secret anume. Nu, așa ne ieșit de fiecare an. N-avem o rețetă complicată, n-avem o rețetă secretă. Cred că totul e făcut cu bunătate și cu dragoste, așa zic. Da, asta e rețeta de la mama ta? Mea, ne-am rămas cu totul ce făcea maica mea și copiii, nu știu, așa au crescut cu exact cu aceleași bunătăți, să zicem așa, puse pe masă. Aș vrea să vă mai întreb dacă credeți că felul ăsta de mâncare și cel pe care l-am prezentat astăzi aici, sigur, de la pâine, cozonac, porc tăiat și așa mai departe, dacă credeți că este un fel de a mânca, adică e un fel de mâncare sănătos, felurile astea dacă sunt sănătoase, nu vă întreb degeaba, Ema e aproape un dietetician, ea se pricepe, își măsoară, gătește. Ofelia, de asemenea, e foarte atentă. Ea a fost și antrenoare, nu știu dacă n-am mai întrebat-o, și antrenoare de Kangu Jams. Adică amândouă faceți mișcare, în fiecare zi mergeți la sală, sunteți foarte atente cum vă alimentați. Spuneți-ne dacă, că voi nu vă alimentați așa cu ce ne dați nouă astăzi, vă dau de gol acum, că voi nu asta mâncați în fiecare zi, mâncați cu totul altceva, dar spuneți-ne dacă mâncarea asta ardelenească de aici, din zona dejului pe care o prezentați, e o mâncare sănătoasă sau, mă rog, ne aduce probleme? Eu zic, atâta timp cât se gătește în casă
și de unde provine totul este sănătoasă. Da, nu este procesat deloc și asta cred că e cel mai important. Și într-adevăr, eu gătesc, amândouă gătim, i-am și mai mult, eu gătesc mai mult tradițional și ea... Da, asta nu e pentru că nu-mi place mâncarea tradițională, îmi place, dar pentru că nu mă pricep totuși la fel de bine ca și mama mea, mai am de învățat. Dar și chiar și eu sunt de acord că mâncarea tradițională este foarte sănătoasă. De exemplu, și porcul, da, nu are grăsime saturată, colesterolul este foarte mic în comparație cu uleiul de măsline pe care folosește toată lumea și este foarte popular, sau uleiul de cocos, sau chiar untul. Deci, da, și în puntură? Da, am început și eu să gătesc puntură, am văzut la mama mea și încerc să mai includ unele lucruri care le făceau bunicii și așa mai departe, mai de mult. Pentru că ei erau foarte sănătoși. Și cred că este un motiv în spatele acestui lucru, adică alimentația foarte bună, cu ingrediente naturale, de acasă, fără pesticide, fără alte adaosuri, care sunt mult mai nutritive decât cele simale. Îți mulțumim că ai fost bună și cu noi, ăștia care preferăm mâncarea asta, mai zdravă. Mai am două întrebări pentru voi. Una o privește pe Emma și aș vrea să o întreb pe Emma, în calitate de tânără domnișoară, foarte frumoasă, vorbitoare de limbi străine, dacă simte plăcere sau bucurie, deci dacă simți plăcere sau bucurie pentru că ești româncă. Adică dacă faptul că ești româncă te definește, te bucură, tu întâlnești destui, mă rog, străini, mai vin contact cu unii cu alții, asta aș vrea să te întreb în calitatea ta de tânăr al României. Da, sincer chiar da. În ciuda faptului că merg la o școală internațională și acolo nu se pune atât de multă bază pe ziua asta și așa mai departe, chiar sunt mândră că sunt româncă. Avem foarte multe lucruri frumoase aici în țară și în România, dar din păcate nu sunt foarte bine promovate. Eu vreau să mă duc pe domeniul management hotelier și sper cumva când cresc să pot aduce un acord bun României în sensul de, nu știu, să prezint țara și să o fac mai promovată și cunoscută și internațional și să iară oamenilor, da, și mâncărurile și să iară oamenilor cât de frumoasă este țara și sunt chiar să mândră. Românii sunt și frumoși, veseli, se vorbește de noi, de cât de bun și fain suntem ca oameni și da, eu sunt chiar să mândră că sunt româncă și îmi place și mă simt bine. Și acum mi-am dat seama că asta o să fie ultima pomana porcului de care o să am parte înainte să mă duc la facultate, când probabil anul viitor nu o să mai pot să vin în perioada asta, când o să am examene. Și încerc să mă bucur cât mai mult de ea. Și ce bucurie că suntem aici. Și da, și suntem toți aici. Mă bucur să știți că eu n-am auzit, dar o să-mi explicați și mie ce ați spus, pentru că mie mi-a căzut semnalul aici. Cred că s-a mișcat Călin pe aici, pe lângă mine, și mi-a căzut semnalul, dar voi o să-mi povestiți ce ați răspuns. Ce ați răspuns la final? Iar acum întrebarea comună pentru amândouă, dacă mă auziți, este: care este secretul, asta pentru toate mamele și fiicele care ne privesc, dar și pentru tați, care este secretul ca o mamă și o fiică să aibă o relație atât de bună pe cât o aveți voi două? Nu știu. Nu e un secret. Am fost așa de la început. De la început a fost tot cu mine, a fost cu mine peste tot. Și că cumva am crescut împreună, nu știu. E și o relație frumoasă. Adică ne povestim, ne vorbim tot, îmi spune. Suntem foarte sinceri și deschise și cred că asta e foarte important. Și pe lângă asta, eu de când foarte mic am stat mai mult cu mami, cu tata era mai mult plecat cu munca și așa mai departe și atunci sigur că m-am legat, avem o legătură mai strânsă și cred că asta fiecare copil are așa un părinte cu care se înțelege mai bine și... Da, și un copil. Da. Păi stai, dar asta am înțeles-o. Bun, sunt de acord, dar cum ocoliți certurile? Pentru că acum eu nu vă critic, eu vă cunosc de atâta timp și sunteți dragi amândouă, foarte dragi.
Dar nu e simplu cu voi așa, adică vă impuneți punctul de vedere, sunteți destul de autoritare. Păi, cum se întâmplă de între voi două nu se întâmplă chestia asta? Cum ocoliți să vă hâriți reciproc, mamă și fiică? Păi, noi suntem cam, gândim la fel, avem aceleași... Ne înțelegem de multe ori în privire. Avem și personalități similare. În moment ce eu sunt mini Ofelia, adică mini mama mea, eu sunt ca și ea și atunci ne înțelegem foarte bine pentru că știm deja... Ne cunoaște foarte bine. Și suntem și aceeași zodie, curbea, suntem aceeași zodie și ne înțelegem perfect așa. Adică nici lumea, și dacă mergem cumva la sală sau așa, nu ne vede, ne vede mereu împreună. Dacă una lipsește, zice, unde e? Unde e Ofelia sau unde e Ema? Noi așa facem, un tandem deja. Și cercurile noastre nu durează mult, pentru că nu putem să stăm așa de mult separate. O zi. Ne cerem scuze dacă unul vrește așa. Da, ne cerem scuze, îi îmbrățișăm și... Foarte frumos. Ca să vă enervez, doar sugerez perspectiva în care Ema, fiind atât de frumoasă, bineînțeles că va fi curtată în scurt timp și se va mărita în scurt timp. Și atunci să vă văd eu pe voi două ce faceți. Vedeți privirea lor, prieteni? Nu mai e la fel de veselă. O să-mi reproșeze ceva la masă. Da. Mulțumesc mult. Da? Nu cred că am cred că ai răspunsul potrivit. Adică care băieți să-mi faci mie ca și ei. Așa da. Că o să fie bine. Vă mulțumim mult pentru masă pe care ne-ați pregătit-o, pentru rețetele pe care le-a spus prietenilor noștri de la Gold FM, care ne-au urmărit astăzi. Mare drag. A fost Ofelia și Ema Zanc, prieteni. Aici închidem această discuție foarte frumoasă. Mie mi-a plăcut discuția din familia Zanc. O familie de patrioți ardeleni, oameni harnici, oameni gospodari, oameni dârși. I-ați văzut felul în care privesc viața. Avem sute de mii de familii similare care se bucură de ziua națională astăzi și care ar aștepta mai multă înțelegere din partea tuturor celor care ar avea putere mai multă să ne asigure o viață mai bună. V-am adus căldură în case, așa cum am știut, așa cum am priceput. Sper într-un mod autentic din inima Ardealului, dintr-o familie, din mijlocul unei familii de ardeleni, prieteni vechi. În numele meu și al familiei mele, de această dată, vă zic la mulți ani români, pe unde sunteți, vă bucurați de dragostea noastră, eu mă simt bine că sunt român, am plăcere și bucurie că sunt român, familia mea de asemenea. La mulți ani cu bucurie să petreceți astăzi și să vă gândiți la treburile bune din viață, că doar așa veți reuși să treceți peste treburile proaste sau grele din viața asta de român.